Pretențiile lui Zelenski continuă. După ce a primit tancuri de la nemți și americani, acum liderul de la Kiev vrea rachete și avioane de luptă. Până unde va merge? Abordăm teorii și strategii incredibile în câteva minute. Putin iritat la culme. Rușii au atacat Odessa cu rachete la mai puțin de 24 de ore după ce Scholz și Biden au anunțat trimiterea tancurilor Leopard și Abrams în Ucraina. Valurile de atacuri aeriene nu s-au oprit aici. Imaginile terorii mai târziu. Marea Britanie intră în horă, trimite tancuri Challenger 2 în Ucraina și, mai mult decât atât, începe instruirea soldaților ucrainieni pentru a le folosi. Cât de puternice sunt tancurile Challenger 2, Leopard și Abrams în comparație cu cele rusești? De ce sunt atât de importante? Pot schimba soarta războiului? Răspunsuri în câteva minute de la celebrul general Alexandru Grumaz. Cum stă România la capitolul armată și pregătire? Este capabilă să intre în luptă dacă e cazul? Ne bazăm doar pe sprijinul NATO? Ce a mai rămas din armata lui Ceaușescu? Vedeți mai târziu. Un cântăreț olandez face senzație pe internet. Interpretarea celui mai cunoscut hit al lui Elvis a creat isterie în rândul femeilor de pe tot mapamondul. Nu ratați întâlnirea cu artistul momentului. Pregătiți-vă pantofii de dans și câteva șervețele. Se lasă cu lacrimi. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit! O ediție de forță în compania unui personaj de mare calibru. În platou, faimosul general Alexandru Grumaz revine după o perioadă de absență, pregătit, foarte informat, așa cum știți, și avem ocazia de a ne lămuri cât de tare vor înclina aceste tancuri pe care le promit aliații occidentale Ucrainei balanța în favoarea acestei țări, sau sunt doar... să zicem, un instrument prin care Ucraina poate spera să mai reziste o perioadă până când eventual regimul Putin se va șubrezi. E o întrebare importantă și dacă în acest caz pericolul pentru România crește. Mi-aduc aminte, iată faza zilei, hai să o arătăm. Val de ciori în Kiev, deasupra Kievului. Este incredibil ce imagini, ce secvențe. Imagini de parcă desprinse în filmele lui Hitchcock. O nouă secvență care arată depresiv, practic, într-o țară extrem de afectată de război. Începem cu imaginile zilei, faza zilei și trecem, putem să mai lăsăm un pic în fereastră, trecem spre ceea ce le-am spus telespectatorilor. Domnule general. Da, Madalin. N-are rost să mai trec în revistă câte tancuri au trimit americanii, nemții, canadienii, spanioli, polonezii. Avem o harta tancurilor pe care le trimit-o aliații. Spuneți-mi și mie ce înseamnă asta. Anul trecut îi auzeam pe ruși amenințând că în cazul în care occidentalii, americanii, vesticii, vor trimite armament greu în Ucraina, vor apela la arsenalul nuclear. De ce totuși aliații trimit aceste tancuri? Mințeau rușii atunci, nu există acest pericol, crește temperatura războiului, cât de mare pericolul pentru România? La ruși, când te uiți, trebuie să înțelegi un lucru. Ei una gândesc, alta spun și alta fac. Deci când te uiți la ei, invenția cu maschirovca, cu ceea ce mint ei despre ceea ce fac, este la ordinea zilei. Și atunci... trebuie luat cu mare atenție fiecare, luată cu mare atenție fiecare declarație a lor și trebuie văzut ce este în spatele acelei declarații. Dar nu se fac un pic de Nu au, pentru că nu, ăsta e sistemul. Deci asta înseamnă că vor putea occidentalii să trimită și avioane în cele din urmă, așa cum cere Zelenski. Păi o să vorbim și de ele în seara asta. Nu? Avem aici o hartă. Deci există o aprobare. Haideți să devoalăm dinainte. Există o aprobare a Congresului pentru pregătirea piloților și fonduri alocate de Congresul American pentru pregătirea piloților ucrainieni. Deci există deja. A existat și o strategie la un moment dat în care au vrut să
închirieze avioane de luptă prin firme particulare, pentru că guvernul american a permis, printr-o legislație din 2019, ca avioanele astea să meargă la companii private pentru antrenament. E, ori companiile private le pot închiria avioanele astea, ori cu piloți, ori pregătesc piloții și închiriază numai avioanele. Deci chestiunile astea, ăsta e pasul următor. Problema care este la ora actuală și pe care lumea o dezbate în Europa Occidentală este dacă va dura 3 ani sau 5 ani acest război. Deci nu, nu se pune nu discutăm de în favoarea cu inclină balanța până nu, atunci. Nu. Și lumea merge, e foarte interesant, lumea merge înainte. Eu m-am speriat la un moment dat văzând mișcările șefilor de servicii de informații în zona europeană. Uh-huh. Și am văzut că William Burns a fost la Kiev. Uh-huh. Da, William Burns a fost și la Tripoli. Șeful CIA. Și la Tripoli a fost. În Libia. În Libia. Am văzut o știre americanii pe, s-au retras, americanii s-au retras de când cei patru membri ai ambasadei americane la Benghazi, în frunte cu ambasadorul, au fost omorâți. Și s-au retras atunci din Libia. Locul nu a fost umplut, cum era normal, de Uniunea Europeană, cea care a deschis. Că știm foarte bine, Sarkozy, italienii au fost în primele rânduri ale eliberării Libiei de către Gaddafi. Nu au ocupat ei. Au venit turcii și au ocupat și au venit rușii și au ocupat. De fapt, acum Libia este împărțită între Turcia și Rusia. Ceea ce avem în est este la Mareșalul Haftar și este condusă de rușii de grupul Wagner, iar în partea ailantă avem pe turci, pe Erdogan. Dar culmea este că după ce a fost Burns acolo, a fost Fidan, șeful inteligenței. Dar de ce v-a speriat mișcarea șefilor? A fost șeful serviciului de informații turc. Deci această plimbare nu este, cum să-ți explic eu, nu e cum te-ai duce tu, ministrul de externe, să semnezi un memorandum cu. De exemplu, discuția care a avut loc între Burns și liderul de la Tripoli, nu s-au dat elemente publicității. Atâta s-a spus că a fost o întâlnire, s-a discutat despre despre reunificare. Și Blinken, atenție, e foarte interesantă chestiunea. Blinken s-a întâlnit cu cine? Cu primul ministru al Maltei. De ce? Malta preia conducerea Consiliului de Securitate pentru o lună de zile și stabilește agenda pe anul ăsta. Stabilind agenda și răspunzând de conflictele care sunt, iar Libia e un conflict în derulare, atunci îți dai seama că America s-a întors în nordul Africii. De ce? Din cauza crizei energetice, în primul rând. Doi, din cauza descoperirilor de gaze și în terenul din jurul Ciprului, în jurul Israelului, Egiptului și așa mai departe, în Mediterană. Trei, toate cele trei puteri mari, America, Rusia și China, se bat pentru porturi și locuri de aducere a mărfii în zona respectivă. Și să nu uităm că, de exemplu, chinezii au preluat un port din Israel și fac un terminal de containere. Ok, bun. N-am înțeles foarte tare de ce vă sperie aceste mișcări ale șefilor serviciilor secrete, dar revenim asupra acestei chestiuni. În acest moment, telespectatorii noștri văd în fereastră, în trei fereastre, practic, suprapuse pe mijlocul ecranului, trei tancuri care se vor confrunta. Hai să ne lămurim în primul rând. Discutăm de tancuri. Pentru ce au nevoie ucrainenii de tancuri? Ca să o luăm, să explicăm exact ca lumea să înțeleagă. Deci ucrainenii au nevoie, vor să facă două divizii de tancuri care să atace în... Asta înseamnă doar 300 de tancuri. Înseamnă 300 de tancuri, exact. Da. O divizie are trei brigăzi, două brigăzi de tancuri și o brigadă mecanizată de suport. Hai ca să înțelegem, pentru că eu am să vă dau acum ce conține o brigadă americană, pentru că dacă mă uit bine și foarte atent la ceea ce e în Ucraina la ora actuală, nu văd mare diferență. Lipsesc Abramsurile din Ucraina. În rest, ce are o brigadă americană, au și brigăzile
din Ucraina. Și am să spun, și dumneavoastră o să vedeți, 87 de tancuri Abrams sunt într-o brigadă americană. 152 de Bradley. Bradley este transportorul pentru infanterie. 18 M109, care sunt o buziere Paladin, autopropulsate. 45 de vehicule M113, vehicule de transport pe șenile ale infanteriei. Deci costul acestor sisteme pentru o milă sau pentru 1,6 kilometri se duce undeva la 70.000 de dolari. Ce? Pe milă. Pe milă, pardon. Deci dacă deplasezi o brigadă... Pe 2 km aproape, o milă are 1,8. 2 km, da? un kilometru jumate. Da, am 70.000 de dolari. Fă socoteala ce înseamnă o astfel de brigadă într-un război. Când vorbea președintele Statelor Unite, Biden, că este foarte costisitor, și acum vă spun ceva referitor la tancuri. Avem Abrams-ul. Abrams-ul este un tank, sunt vreo 12 sau 13 variante de Abrams. Fiecare tank care se exportă într-o țară străină are caracteristici diferite de tankul american. De ce? Pentru că americanii își păstrează pentru ei înșiși o parte din dispozitivele care sunt inițial proiectate pentru tankul respectiv și bineînțeles că cumpărătorul știe că o parte din alea nu le va avea și nu vor fi primite. Abrams-ul este un tank cu un motor care merge cu reacție, cu combustibil. Lumea zice că este un motor care nu poate folosi decât benzină de aviație. Nu e adevărat. Asta e o poveste. Deci el poate folosi inclusiv diesel de la pompă. Adică asta, unii se schimbă caracteristicile. Un astfel de tank ajunge de la 0 la 30 de kilometri pe oră în 7 secunde. În 7 secunde. Deci să miște o masă, dați seama ce înseamnă, să miște o masă de 60 de tone, 65 de tone, să o miști de la 0 la 30 în 7 secunde. Leopardul 110 tone. Da. Nu, Leopardul e la fel. Toate tancurile moderne au în jur de 60 de... Nu știu, citisem undeva. Cum fac deci Leopardul și mai e iarăși o poveste. Asta care... ca să aibă, numai puțin, ca să fie, să aibă un rezultat pe câmpul de rupt, trebuie să fie masate, înțeleg. Deci să fie cât mai multe. Nu, ele merg cu Bradley împreună. Da. Deci ele vin cu sprijinul infanteriei. Nu, dar tancurile astea mari, ca să aibă succes, să reporteze victorii, cum operează și de ce sunt atât de importante? Sunt importante pentru că pot, de exemplu, un Leopard poate lovi un T-72, blindajul lui de T-72 la... sunt tancurile rusești clasice, tancurile din rusești clasice, da. De la 2000 de metri. Deci 2000 de metri km. Perforează blindajul. La T-68 sau alea care au fost înainte, de la 4000 de kilometri. Deci, 4000 de metri. Deocamdată nu știm cu T-90 care este următorul tank pe care rușii îl vor băga în funcțiune și de care Rusia are vreo 3000 de bucăți. Din celelalte are 7.000, vreo 8.000 are, sau 8 sau 9.000 din T-72. Rușii. Rușii, da. Au, pentru că ei au 13.000 de tancuri. Asta e Leopardul nemților. Este țara care are cele mai multe tancuri. Ei, și cu Leopardul ăsta e o poveste ciudată. De fapt, să știi că Leopardul este făcut exact ca și... Imagine, acum avem T-90 rusesc. Are, Leopardul are sistemul de control al focului, armamentul, muniția, transmisia și șenilele, similare cu Abrams-ul. Numai că lumea spune, domne, e foarte greu să-l menții. Nu, nemții l-au făcut să fie întreținut de soldați. Deci ăsta este făcut să fie întreținut de soldați. Întreținut. Întreținut nu înseamnă că iei cheia și începi să scoți cilindrii de la motor. Deci întreținut înseamnă că tot ceea ce îi faci, mentenanța,
cu renta a lui, este, poate să o facă un soldat, nu trebuie să-l duci nici la o service undeva să-i faci. Nu, deci nu are nevoie de așa. E un tank mult mai puțin costisitor decât o divizie, că am vorbit de o divizie. O divizie de Abramson consumă 2 milioane de litri pe zi. 2 milioane. Mamă. Umbli cu ce umbli după tine? Cu... Nu mai bine da. De noi, că avem TR-85 Bizonul. Și nu avem foarte multe, nu trebuie să ne cărăm cu foarte mult combustibil. Da, Armata României are vreo 400 de tankuri. Da, domnul Harman făcea luni, și am promis telespectatorilor luni, făcea o afirmație care pe mine mie mi-a ridicat niște semne de întrebare, nu prea l-am crezut, sincer. Spunea că din vreo 400 de tankuri, doar vreo 30 ar fi funcționale. Știi cât are capacitatea rezervorul Abramsului, că mi-am adus aminte acum? 1400 de litri. 1400. O tonă 400, o tonă jumate, ia. Știi cât are Leopardul? O tonă 200. E mai slăbuț. Pentru încă 300 de kilometri le ajung? 300 de kilometri, cam 300-400 de kilometri, cam așa. Deci 1000 și o de litri Asta gândește-te că e în funcție și de teren. Cu cât terenul este mai frământat, adică cu cât urci dealuri, cobori, voi, nu știu ce, consum mai mult. Dacă terenul este mediu frământat, adică e un ogor sau ceva așa, poți să... Da, ăsta rusesc, ăsta T-90M, să zicem, e comparabil cu, ca forță cu Leopard și cu Abrams? Hai să-ți spun, deci T-90... Ăsta rusesc. T-90 este dotat cu tunul și sistemele optice de ochire montate pe T-80. Are un motor nou și un sistem de protecție care include blindajul reactiv Contact 5ERA. Deci are un sistem reactiv special. De asemenea, are un sistem de camuflaj Nakidka. Nu știu rusește, îmi pare rău. Are sistem de avertizare la iluminare laser. Deci dacă eu îl iau la țintă cu laserul și calculez distanța față de bateria mea sau ce se zisează lucrul ăsta. Și are un sistem de generare a pulsurilor electromagnetice pentru distrugerea minelor magnetice și un sistem Stora de bruiere a rachetelor antitank cu infraroșu. Uh-huh. Deci este unul din tankurile de ultimă generație ale rușilor. Da, nu știm cum este. Tot așa au explozibilul sub soldați? Da, sub tot așa, foc. Tot așa, tot așa este. Este un dezavantaj. Este un dezavantaj, dar așa e proiecția protecției lor. La Leopard... La Armata 14 au schimbat... Au tot felul de compartimente. Deci și mai este un tank nou, Armata 14, din care nu știm exact, au defilat cu câteva bucăți, nu știm exact câte s-au făcut, se presupune că sunt 100 de bucăți care sunt încă în perioada de testare până a fi date la unități. Okay. Dar în orice caz nu vor veni. Iar pe câmpul rușii de luptă. Câte T-90-uri de-astea au, oare? Păi au vreo 3.000. 3.000? Da, 3.000. Domnul general, îmi cer scuze în acest moment. Păi de ce păi, ucrainenii... 85 de bizon. Nemții au... Mai puțin. Mă, noi avem 85. Bizonul, tu îți dai seama. Vorbim imediat. Ca să nu uit, nemții au anunțat că vor trimite... Ministrul Apărării din Germania a anunțat că vor fi funcționale aceste tankuri, vor fi operabile, de fapt, în Ucraina în vreo 3 luni. Dacă ucrainenii reușesc în 3 luni, dacă nu cumva rușii până atunci derulează tot felul de operațiuni, să strângă două divizii, cum ziceți dumneavoastră, 300 de tankuri, ce vor face în fața 3.000 de tankuri da. T-90? Deci eu vreau să spun cer scuze. Că la ora actuală... Poți să speri că vei câștiga războiul cu 300 de tankuri? Generalii de la Pentagon au discutat foarte mult. Să știi că există asta un sistem... nostru? Nu știu, că nu l-am văzut. Nu e ăsta, nu e bizonul nostru. E de pe site-ul Ministerului Apărării. Păi, înseamnă că ăsta e bizonul nostru. Așa? Deci el este bizonul, e făcut în 94. A dat aprobarea Consiliului Suprem de Apărare al Țării în 94. Să modernizăm tankul TR-85. Și de atunci a apărut bizonul și are sisteme de pe Leopard luate. De la nemți luate. Noi am vrut să facem cu nemții în 2000, tankul TR-2000.
Dar bineînțeles că toate programele pe care noi le-am început referitor la tancuri nu s-au în 97-98 americani au fost de Abrams. Da. Second hand, bineînțeles. M1, da. Nu le-am luat. Cât de bune sunt aceste tancuri românești? Dom'le, astea 95 sunt bune, pentru că sunt modernizate. Nu știu acum, eu nu mai țin minte, eu am fost la începuturile când, de ce să spun un lucru pe care nu-l mai știu la ora actuală, dar la vremea respectivă modernizările care s-au adus l-au făcut, făcuseră un tank performant, numai că nu erau multe, pentru că n-au fost fonduri. Deci domnul Harman a mințit sau n-a știut când a spus că avem doar 30 de tancuri funcționale, operabile? E posibil, nu știu. De ce să zic? Nu? Deci, Mădălin, de la mine n-ai să scoți informații pe care nu le știu. Că nu mă dau cu părerea. Pentru că din 400 de tancuri putem să mergem... Oamenii se uită la noi. Doamne ferește, în caz că avem nevoie, din 400 de tancuri în caz că avem nevoie, se aplică articolul 5. Da, am înțeles. Pentru că articolul 3 nu se poate aplica. Deci, ca să ne înțelegem. Numai pe asta ne bazăm? Da. Păi asta este. Asta este marea noastră realizare. Și recunosc că am avut o contribuție și eu și Dobrițoiu. Eram tineri colonei la vremea aia. Dobrițoiu lucra la Direcția de Informații de Relații Internaționale Euroatlantice și eu lucram la Direcția Planificare și noi am reușit. Tancul a fost modernizat pe faze. N-aveam bani să modernizăm un tank. Și am zis, ce modernizăm? Modernizăm motorul. Și am luat un set de 15 tancuri și am început să modernizăm motorul. Atâta ne-au dus banii. După care, anul următor, am modernizat turera. După care, așa a fost modernizat tancul. Pentru că n-au fost bani. Am vrut să facem un tank nou, n-am putut. Singurul lucru adică care... Noi am rămas cu dotarea noastră la nivelul tancurilor... Tancurile, da. Tancurile... În peisajul anilor 90? Exact. Ce am reușit... încă dacă te uiți acum pe, la aviația antiaeriană, la aviație și la apărarea antiaeriană, hai să mai găsești, mi se pare că am văzut pe site P-38, stație radar. Asta e din vremea lui Dej, sau ceva mai nou puțin. Dar aici stăm bine, pentru că aici ministerul, aici sub degeratul, generalul degeratul, s-au adus FPS 117. Ăla a fost o realizare extraordinară. Atunci, nu știu dacă poți să realizezi, Mădălin, este foarte greu să lămurești niște oameni care au făcut studiile la Moscova, că stațiile alea rusești de radiolocație nu mai sunt bune. Când depozitele sunt pline de lămpi și de tuburi și de nu știu ce, pentru că s-a luat în perioada vechiului regim, s-au luat tot felul de piese de schimb. Atunci se existau depozite de mobilizare. Erau toate astea pregătite. Cum au... Vă pun o întrebare poate tâmpită. Pune. Că poate-ți dau un răspuns. Numai puțin. Pe măsură. Exceptând forțele NATO, forțele occidentale, care sunt prezente pe teritoriul României, dacă armata României de acum s-ar confrunta cu armata lui Ceaușescu, ce s-ar întâmpla? Cine ar învinge? E greu de spus, pentru că, în orice caz, armata din vechiul regim ar avea un avantaj, că erau mulți, erau aproape 350.000 de oameni. Avem vreo imagine după vremea lui Ceaușescu, vreo meeting de ăsta al armatei, vreo demonstrație? 350.000 de oameni erau, se făceau aplicații de stat major. Ia uite, mă, ce operativ sunt colegii. Bun, acum se fac și acum aplicații și acum, bine, sunt cu... forțele NATO, sunt alte condiții, sunt alți, avem militari americani, sunt 4.000. În Polonia sunt 12.000 de militari americani. Uh-huh. 12.000 de militari americani. Avem vârful de lance condus de francezi la Cincu. Avem Mamba, sistemul de apărare antiaeriană la Sulina. Avem baza de la Cogălnicianu. Deci, din punct de vedere al amenințărilor, tancuri. Noi stăm, noi ne bazăm pe, efectiv ne bazăm pe, noi avem militari foarte buni, militarii noștri care au fost în Afganistan, toată stima și respectul și cei care au fost și în Irak, pentru că acolo au fost în general forțe speciale. Uh-huh. Oameni extraordinar de bine pregătiți. Avem vreo 40.000?
N-aș putea să spun. Cifrele astea sunt mai greu de scos din, dintre coperțile de informații. Niciodată n-ai să spui numărul exact de militare ai forțelor de speciale, pentru că ăștia sunt cei mai bine instruiți oameni. Dar cât de bine instruiți sunt? Sunt la nivelul... Sunt la nivelul americanilor. La nivelul american. Sunt la nivelul american. Nu sunt la nivelul SEAL. Ca să fim foarte clari. Ăia sunt, au altă... Dar acolo, la nivelul beretelor... Acolo există, nu. Acolo există o altă filozofie. Acolo există o altă filozofie. Eu am fost la o unitate din Dacă asta... Dacă îmi găsesc și imagini cu beretele verzi americane, ăia care au instruit pe ucraineni și au pregătit după sistemul lor, aveți... Păi, forțele speciale ucrainiene au, pe aeroportul Antonov, au respins paratrupele rusești. Nu cred. Chiar la începutul... Ce-i cu voi? Este senzațional. Deja suntem la Academie. Avem și aceste imagini cu beretele verzi. Da, uite, cu Hawk. Da. Black Hawk. Sunt, înțeleg că ei au instruit. După acest model au fost instruite anumite unități speciale din Ucraina. Păi da, sunt. Astea au o brigadă specială. Și asta este motivul pentru care Putin a luat o razna în prima fază, neînțelegând ce îi se întâmplă. Nu, nu. Deci rușii au greșit. Rușii au greșit tactic. La victoriile Ucrainei sau la respingerea... Rușii au greșit tactic și acum vor să-și corecteze greșelile, în primul rând, prin aceste atacuri extraordinar de barbare, dacă pot să spun așa, împotriva infrastructurii și a civililor. Astea sunt date. Aici e o mare problemă pe care lumea trebuie să o înțeleagă. Ei în ultimul timp au folosit exploziile care au fost acum vreo lună de zile în Kiev și care au fost în care au fost folosite S-400 din Belarus. Rachetele astea au o traiectorie balistică, deci se duc în sus și vin. E foarte greu să... Astea nu vin razan cu solul. Uh-huh. Nu sunt rachete de croazieră. E foarte greu să le lovești. Uh-huh. Problema este că în octombrie anul ăsta Iranul va avea liber la vânzare de rachete Fatec și Zolfahar, care au o traiectorie similară, nu e chiar balistică, dar e similară cu rachetele balistice. Dar dacă dau rușilor, pentru că ei au nevoie de avioane Su-30, dacă dau rușilor modelul să facă și rușii pun emblemele lor pe rachetele, astea nu e o problemă, că nu la ce relații sunt în zona aia între cele două state, e foarte ușor astea să aduci. Astea sunt S-400. Da, uite, asta este, uite-te la traiectorie. Da, incredibil. Trebuie să, și fii atent cu alea, Ucraina are cel mai mare spațiu, când zicea Zelenski, închideți spațiul aerian de deasupra Ucrainei. Ucraina are cel mai mare spațiu aerian din Europa. E foarte greu. Câte instalații Patriot? 3? Una americană, una germană și una olandeză? Nu suficiente. Ăia se pregătesc în America, sunt 90 de oameni. O baterie din asta de Patriot are 90 de oameni care o operează. Bun, sunt multe rachete, într-adevăr, dar nu asta e problema. Spațiul aerian e foarte mare. Și rușii nu dau o rachetă, două. Dau 10, 15, 30 de rachete odată, plus sunt bombele astea loiter ammunition, deci muniție vagabondă, că așa este termenul muniție. Loiter ammunition înseamnă muniție vagabondă, care nu știi unde se duce. E muniție din asta cum sunt switchblade-urile, de exemplu, uh-huh, și rachetele astea Shahed. Deci lucrurile astea sunt extrem de importante să poți să-ți asiguri lovituri tactice sau strategice care să nu poată fi date jos. Și atunci când ai un val din ăsta, pentru că ei acționează în valuri, asta e toată. Dom'le, nu trimit 50 de Shahed. Nu dau jos toate șahedurile și două, trei își ating ținta. Deci ăsta este sistemul pe care... Plus de asta rușii... Nu, început să spun că americanii se gândesc la care să fie tactica ucrainiană pentru perioada... Ben Hodge spunea așa, trebuie să fie un atac în sud, la Nicolaev. În sud, pentru a fi decuplată peninsula Crimeea de către forțele din Donbas.
Și se pare că asta este. Numai că rușii în zona aia au construit foarte multe șanțuri. Sunt șanțuri antitank, sunt dinți de crocodil, sunt acei bolovani făcuți în formă de piramidă tăiată, de trunchi de piramidă. Deci e foarte greu să treci peste astfel de... Numai că asta vrea Zelinski. Zelinski vrea să aibă două divizii cu care să poată să atace zona, americanii zic, de sud. Să vedem bun, ce decizie va fi luată. Bun, hai să zicem că obțin 300 de tancuri, deși mi-e greu să cred. Cu totul din ce am numărat noi sunt vreo 100 și ceva. 130. 140 de tancuri. Hai să zicem. Păi e suficient. Ce poți să faci în fața valului rusesc? Dom'le, e o divizie, cu ce mai au ei T-72-urile, că ei mai au tancuri, cu ce au mai lăsat rușii pe acolo, cu ce... Problema T-72-urile sunt piesele de schimb. T-72 vrea să dea Maroco. Maroco vrea să dea T-72. Alele rușilor. Maroco e pe locul 10, are 6.000 de tancuri. Nici nu cred așa ceva, nu știu. Ba da, e pe locul 10. Ca valoare. Bun, are tancuri, are și tancuri de înainte de Abrams 1 când a fost. Dar Maroco vrea să dea tancuri. Deci lumea sprijină. Vezi, știi ce se întâmplă? Foarte multă lume vorbește de războiul din Ucraina. Dar eu aș vorbi așa și începe când vine vorba de războiul din Ucraina. M-aș duce întâi la Ramstein, la baza militară. Dom'le, de ce? Pentru că acolo s-a format o coaliție de state care sprijină și ajută Ucraina. Păi când a fost în 2003, s-a dus Rumsfeld și la Paris și la Berlin să-i ajute, și la Moscova să-i ajute cu Irakul, toți au refuzat. S-a format acel trilaterală care a refuzat să fie și a făcut altă coaliție pentru luptă în Irak. Deci asta la Ramstein e o coaliție la ora actuală. O coaliție care a luat-o treptat. Deci acum au primit tancuri. Următorul pas care este? Acum se discută de avioane. Deci e clar că se discută și de apărare antiaeriană. Astea sunt următoarele. Domnule general, eu acum dumneavoastră, nu să sunteți un om totuși care a... stat un jurământ, sunteți un cadru militar, oricând puteți fi activat, oricând puteți să primiți iar o funcție de demnitate publică, vă recomand experiența. Numai la un partid. La un partid, acum oricum, nu mai sunt în niciun partid. Vă recomand experiența, nu se știe niciodată și chiar mi se pare că sunteți un dintre oamenii cu adevărat de calibru din peisajul militar din România și știți și dumneavoastră lucrul ăsta. Mulțumesc frumos. Știți și dumneavoastră lucrul ăsta. Cu toate astea, eu sunt mai liber, ca jurnalist îmi permis să pun întrebări. Din punctul meu de vedere, mi-e greu să cred că îi vor scoate pe ruși din Ucraina. Doar dacă se întâmplă ceva la nivelul regimului Putin. Știi, adică probleme interne care se ducă la... Războiul va dura atât timp cât Putin va fi în poziție. Deci în momentul în care Putin nu va mai fi... Nu-i vă ucrainieni, cu toate dotările astea se scoată pe ruși din... În momentul ăla se vor schimba regulile. Se vor schimba regulile. Să nu crezi că se vor schimba dramatic. Adică, gata, a plecat Putin și ăla care va veni... Nu, nu va ceda, dar lucrurile se vor schimba în momentul ăla, oricum va putea să înceapă un dialog între cele două părți, dar depinde și de evoluția războiului, că la ora actuală este nedecis ceea ce se întâmplă, e un război staționar pe un teatru de operații de aproape 1000 de kilometri lungime, în care se duc lupte în centru la Bahmut, unde sunt rușii, vezi că există și în interiorul Kremlinului există probleme a Ministerului Apărării. Schimbările astea de generali s-au datorat faptului că Surovikin a trecut peste Ministrul Apărării. S-a dus direct la Putin, către peste Șoigu. Și atunci Șoigu, ca să nu scape armata din mână, l-a pus pe Gerasimov. Am văzut la voi într-o emisiune, spunea domnul Harman, nu vreau să-l contrazic, dar doctrina Gerasimov nu există. Este o doctrină pe care a făcut-o un colonel, nu mai știu cum, mi-aduc aminte poate de cum îl cheamă, de la Infanteria Marină. Și l-a făcut-o în 2006. Gerasimov, când a vorbit de doctrina lui, știi la ce s-a referit? S-a referit, de fapt,
la războiul hibrid pe care America îl duce împotriva Rusiei. În niciun caz nu s-a referit la modul în care vor duce ei război. A, că au folosit tactica războiului hibrid? Da, au folosit-o în Crimea cu acei omuleți verzi. Dar nu există această doctrină Gerasimov. A fost făcută de, i s-a spus doctrina Gerasimov, i-a dat denumirea istoric englez, i-a dat denumirea de doctrina Gerasimov. Dar asta nu există. Asta ca o paranteză. Ca să facem o paranteză așa, să fim foarte clari. Bun. Că la originea tehnicilor militare deocamdată sunt americani. Eu totuși vă întreb, suntem o țară care în principiu cu cetățenii din afară are vreo 21-22 de milioane de locuitori. Poate 23. În mod normal așa ar trebui să avem. E normal să avem o armată de 40.000 de militari, o armată operativă. Eu nu mă refer la bucătari, funcționari. Aparatul complet are vreo 80.000. Deci numărul de... Știu că ni s-au impus chestiile astea. Numărul a fost de 70.000. Noi inițial, în 96, îmi scriu acum memoriile și am studiat foarte mult, știi, multe lucruri nu le mai găsesc din... Dar îmi aduc aminte, asta știu că am fost la discuții, am discutat de 120.000 de oameni. După care, din cauza lipsei fondurilor să plătești personalul și să faci toată logistica, am trecut la 70.000 de oameni. Ce facem în situația în care... Părerea mea este că trendul e de crescut și polonezii cresc, o să creștem și noi numărul de militari. Ce facem în situația în care, Doamne ferește, din diverse motive pe care nu vreau să le menționez acum, sistemul actual de alianțe în 5 ani se schimbă dramatic, se prăbușește, inclusiv cel politic, cum ar veni UE, și te trezești cu o armată de 40.000 de oameni înconjurat de state neprietene. Păi noi suntem înconjurați de state neprietene. Da. Puteți cum îți aperi țara cu 40.000 de oameni când te atacă ungurii, te atacă rușii și te atacă bulgarii? Ce se întâmplă în Ungaria acum? Și... Așa? Pensionări masive. Da. Cine sunt militarii care se pensionează? Aia care au făcut studii la NATO, în partea Irlanda, în Occident. Asta e informația. Poate greșesc. Ce spune? Poate am o informație greșită, nu știu. Zic și dacă eu. Dacă e adevărat, înseamnă că continuăm problema. Continuăm problema. Da, e clar că noi suntem înconjurați de... Ce facem noi cu 40.000, 60.000 de militari în condiții în care te atacă din trei direcții? Rezistăm. Ca ăia, când ne băteam cu turcii, dar veneau la locotenența domnească, dar aveam vreo aici, pe la dealul, pe la câmpia, cum se numește, dealul Spirii. Aici s-au bătut cu eroi și au murit toți, s-au mai scăpat vreo trei și admirau turcii că au luptat cum au luptat. Știi ce se întâmplă? Politica noastră... Deci, eu mi-aduc aminte, eram cu generalul de Geratu și a venit șeful statului major al armatei turce. N-are rost să dăm numele și... Și a propus atunci, era și șeful înzestrării, generalul Zaharia, a propus o serie de programe comune. Transportor, tank, navă, submarine. Tot. A plecat de Geratu... S-a terminat. Ceilalți care au venit au zis că n-au bani. Următorul a fost degeneratul sau cine a fost? Nu mai știu cine a fost. Nu are nicio importanță. Important este că noi, toate programele care le-am anvizajat să le facem în anii 96, în perioada de pregătire, de preaderare, singurul program care s-a făcut a fost modernizarea MIG-ului ăsta, de care și astăzi mai trag, pentru că MIG-ul ăsta are pe el avionică de F-16, cu head-up display, cu stick, cu tot ce trebuie, deci cu sistem de conducere a armelor, adică are exact ce are și F-16. Pentru că israelienii atunci când au făcut, au cerut aprobarea Congresului American ca să ne dea tehnologie nouă. Noi am vrut să modernizăm toate MIG-urile 21 existente pe planetă. Erau vreo 6.000 de MIG-uri. Și discutasem și cu ăia din fosta Iugoslavie, discutasem și cu pakistanezii. Pakistanezii vreau să modernizeze avioanele lor cu avionica de pe MiG-ul 21. Deci, lumea se mișca la vremea aia. Adică noi ne mișcam. Încă aveam o industrie, mai aveam vreo... Cred că mai erau vreo 30 ceva de fabrici care produceau. Și îți dau un exemplu ca să ne înțelegem foarte clar. Poate că lumea nu știe, nu toți au făcut armata, nu știu cum a fost în vechiul regim, dar
o șenilă de asta de tank, care sunt niște cauciucuri speciale puse pe, și pe care le făcea Danubiană. O șenilă din aia se făcea în industria pe orizontală, participa la realizarea ei, participau 8 fabrici. 8 fabrici, mădăline. Păi unde mai sunt alea 8 fabrici? Nu mai sunt, că e teren verde. Nu e normal să nu avem așa. Stațiile se făceau la EMI. Pun și EMI o întrebare. Sunt 4-5 blocuri pe locul unde era EMI. La ora actuală se făceau stații. Pot fi acuzați politicienii care au acceptat dispariția acestor fabrici de trădare națională? În mod sigur. În mod sigur. Deci am putea să-i băgăm pe unii la trădare națională pentru tot ce s-a întâmplat după 90. Pentru că nu poți să lași o țară fără să aibă o industrie de apărare. Mă, n-ai tu fabrică de pulbere. E mai uși, e mai deci bine eu nici nu vreau să mai... Uite, e ultima dată, îți promit că mai spun de fabrica asta de pulbere. Da. Nu mai mă interesează. Am tot spus de atâta timp de ce a fost fabrică. Au vândut inoxul de acolo. Aia nu era de fier vechi, că era făcută cu inox. Au vândut inoxul, s-a terminat. Acum, pentru o datorie către primăria Făgărașului, a fost distrusă fabrica aia de acolo. Nu se poate să cumperi praf de pușcă din, între ghilimele zis praf de pușcă, pulbere din aia. Vrem să facem proiectile cu GPS de la turci. Păi noi, turcii, când le-a sărit fabrica în aer, când turcilor le-a sărit fabrica în aer, în anii 2000 le-am făcut noi proiectilele. Noi le-am făcut, noi le-am făcut. Dar știi ce ne făceau? Ne trimiteau cutiile de carton în care se băgau proiectilele, pentru că noi nu aveam cartonul ăla special care să reziste la umezeală. Uh-huh. Și eu am văzut că m-am răspuns de fabricile astea. A fost secretarul Comitetului, ăsta, Consiliului de Coordonare a Producției de Apărare. Și știu foarte bine, atunci i-am cunoscut și pe Hosu și pe Costin și pe... Domnul erau general, tineri. Și spune, cu ăștia politicieni ăștia care ar putea fi acuzați de trădare națională, când dai bani și aprobi bugete către armată și aprobi bani, ăia trebuie să se vadă, pentru că trebuie să se vadă, Cătăline, mai puțin, trebuie să vadă produsele. Cătăline, hai să-ți mai spun o chestie. Nu mai poți deturna. Fii atent cu ăla. Au folosit și au destinat către alte chestii care puteau fi umflate și au scos banii și au pus deoparte. Nu vreau să acuz pe nimeni și nu vreau să fiu rău. Da. Dar îți spun o chestie. Mă, atât timp că la uzina de tancuri eu pun șuruburi, vopsesc, pun etichete și lucrez cu escadeuri, deci mie îmi vin componentele și eu nu mă le șurubăresc. Nu e nici producție, mă, omule, mă. Mă, dacă fac un tank, dom'le, iau, fac o secție unde se fac motoarele, fac o secție unde se fac cutiile de viteză, vorbesc cu Allison. Aliajele. Că tankul Abrams are cutie Allison pe ea, pe care noi am vrut să o punem pe tankul românesc. În anii 90, băi, nu? Deci nu vorbim... Și am vrut să aducem motoare Perkins la vremea aia. Adică am adus ce am putut să aducem, dar puteam să aducem mai mult, dar nu erau bani. Deci o industrie de armament înseamnă că poți să produci tu. Noi am făcut MiG-29 modernizat. L-a zburat cel mai bun pilot evreu. L-am făcut la Bacău. În anii în care Germania și Rusia făcuseră un joint venture, o firmă care să modernizeze MiG-urile 29 din Europa, date de ruși. Și noi am reușit să modernizăm un astfel de avion la Bacău. La Bacău. Deci și zburat de un pilot israelian, cel mai bun pilot de încercări al lor, și a spus că e formidabil. S-a făcut? Nu s-a făcut. Am făcut cu turcii transportorul 8-8. L-au dus turcii. L-au alergat pe munții ai lor pe acolo și au venit să-l facem. L-am făcut, n-am avut bani. Deci întotdeauna. Dar acum vrei să faci și ai unde? Unde le mai faci? Că nu mai ai unde să le faci. Țevile de tun de la M777, ăștia care le folosesc ucraine, trebuie schimbate după o anumită număr, după un anumit număr de proiectile. Trebuie schimbate, că se strâmbă. Se strâmbă din cauza frecării și a căldurii degajate. Asta este problema. Deci trebuie să ai industrie. Trebuie să-ți dorești să faci o fabrică de la zero. Singurii care au făcut, tot izraelienii au făcut asta de drone. Și o să avem, probabil că o să avem drone. Izraelienii care nu vor să le dea sistemele Hawk de apărare. Știi cine a fost prima țară din Europa care a avut drone? Noi. Noi am fost prima țară din Europa care am avut drone.
Din Europa. Deci avem, și din Europa avem, am avut niște vizionare acolo. Da, păi am fost. Păi atunci a fost mare scandal când am luat. Că de ce luăm alea? Că sunt jucării. Că sunt nu știu ce. L-au folosit și în Irak și în Afganistan. Dom'le, deci atunci, în 2000, în 1996, în februarie, subsecretarul de stat pentru achiziții și tehnologie al americanilor, Kaminsky, care semna pentru un buget de 260 de miliarde, a venit la București și a făcut o vizită. A văzut, noi aveam o expoziție, erau 1200 de produse militare făcute de români în expoziție la Institutul de Cercetare la Clinceni. Atenție, 1200. Am făcut, două ore am mers printre ele, s-a uitat în fiecare, cel a fascinat, a fost o mașină de cercetare chimică senzațională pe care ne-a cerut să o trimitem în Irak. O, mai ce s-a întâmplat. Că la noi lucrurile merg foarte greu până când s-au. Era făcută pe aru. Atenție. N-au mai fost mașinarul. Foarte bună mașină. Deci atunci a vorbit, ții minte și acum la Bizantină, despre, erau 12 generali cu funcții importante din minister, în fața cărora a vorbit de UAV-uri, de avioane fără pilot. 1996, februarie 26, după ce am venit de la primul ministru, era Văcăroi, am venit de la el, ne-am dus la sala Bizantină și a zis să vă spun care este viitorul UAV-uri. Și atunci noi, care eram pe acolo, până în jur, mai ne aveam și noi o problemă, ne-am gândit că ar fi bine să luăm și noi un sistem din ăsta, să-l avem tactic. Am luat un sistem tactic, am fost primii cu aprobarea Congresului care a avut un astfel de sistem. Deci lucrurile astea, deci de la inițiativele pe care le-am avut atunci, pe măsură ce timpul a trecut, lucrurile au scăzut, muncitorii au plecat. Dom'le, industria de apărare nu poate fi profitabilă. Industria de apărare e profitabilă când e în America. Aici trebuie să-ți asigure minimul necesar de echipamente în caz de război, pe care să le faci tu. Acum Europa duce lipsă de muniții. Nu mai există muniție de 155. Deci s-au golit și depozitele, s-au golit și astea. Deci Europa a lucrat de la războiul rece, la terminarea războiului încoace, numai pe produse foarte fine și foarte deștepte. Dar n-a lucrat pe cantități mari, a lucrat pe cantități mici. Adică bunăstarea, liniștea... Mi se par incredibil aceste detalii pe care le-ați dat astăzi. Pentru că, din păcate, astfel de discuții nu le auzi în mod normal, deși ar trebui să facă parte din discursurile, din dezbaterile televizate pe alte stații TV. Am aflat, de-aia am și pus întrebarea, ce armată mai are România, ce dotări mai are, cu ce am pierdut, aflăm ce am pierdut, ce inițiative bune au fost de-a lungul timpului după 90 și, din păcate, câtă iresponsabilitate există în mediul politic românesc din acest punct de vedere. Știi cum, ai văzut banda aia de mitralieră, da? Da. Bun. Deci aia se face, nemții au venit și ne-au oferit o mașină de făcut banda aia. La noi sunt 75 de oameni care bagă arculețe și fac nu știu ce pentru banda aia. Și n-au vrut să o cumpere. Da. Mai mult de atâta. Dacă un pistol, că au venit să facă pistoale Colt la noi în 95, dacă un pistol Colt la noi, câteva piese costau mai mult decât pistolul, la concir s-au dus. Bun, totul făcut astfel încât să... Totul făcut astfel încât să nu se poată face nimic. Nu știm cât. Deci să fie foarte clar. Vrei tancuri? Îți faci fabrică de tancuri. Asta este. Vrei transportoare? Te duci la Mizil și îți faci fabrica de transportoare acolo. Adică nu faci... Că am zisem că astea se fac pe nu știu în ce hală, unde făceau ăștia instinctoare. N-am auzit de niște transportoare de-astea că se fac pe undeva pe lângă Târgoviște. Deci nu se poate. Deci dacă nu ai o strategie, dar nu strategii din alea, că România are, este, cred că, țara cu cel mai multe strategii. Are vreo 60 ceva de strategii și niciuna n-a mers până la capăt. Niciuna n-a mers până la capăt. Lucru cu care ne-am obișnuit. Dom'le, oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Când îți vin
trei auaxuri în flancul estic. Băi, nu te supăra, astea poate să zboare și de la Ramstein. Nu e nevoie să fie aici. Da. Când vin 4.000 de militari în România și 12.000 în Polonia, în flancul ăsta estic, are o mare problemă la ora actuală. Îmi spunea cineva că e important că Finlanda a închis nu știu ce. Nici nu contează. Acolo danezii controlează Baltica. Iar rușii ies pe partea irlandă cu San Petersburgul, nici nu contează ca flotă. Contează flota de la Murmansk, care e flotă din triada nucleară a rușilor și care merge pe sud. Câți militari occidentali sunt în România în acest moment? Cam câți? Păi, cred că sunt în jur de aproape 8.000 de militari, bănuiesc. 4.000 sunt americani, sigur. Și ăstea sunt suficient să ne apere de una... confruntare cu... Știi ce se întâmplă? E diferența extrem de mare în tehnologie. Deci ceea ce este în România la ora actuală este tehnologie de ultimă oră. Deci eu recunosc că militarii de la apărarea antiaeriană au fost cei mai isteți. Ei totuși până la urmă și-au rezolvat sistemul de cercetare la înaltă, medie și joasă altitudine. Deci au sisteme. N-am avut să lovim sistemele care vin. E, acum avem să lovim, avem și Hawk-ul, deși e mai vechi, dar e bun. Apropo de Hawk, Israelul a refuzat solicitarea americanilor, a ucrainenilor, în primul rând, de a sistemele Hawk, care sunt prin... Dar și ale americanilor. Deci acolo trebuie înțeles așa, da. Cătălin. Deci nu poți să se supere cu ruși. Nu, bineînțeles. Acolo este o relație. Israelul are probleme în zona respectivă. Siria. Cu Siria, cu... A avut probleme cu Turcia. Acum s-au împăcat. Deci Erdogan, la ora actuală, a reușit să se împace cu vecinii. Hmm. Cu țările din Golf, de la care primește bani. Pentru că inflația a ajuns... Mai puțin cu grecii. Undeva la 80%. Care iar și fona, la care... Da, deci Emiratele Arabe Unite le dau bani. A reușit să se înțeleagă cu Israelul, deci și cu Egiptul. Da, pentru că fii atent colea, cu Egiptul e foarte interesant. Știi unde s-a întâlnit cu Al-Sisi? La Dubai. La meciul de fotbal. Și au avut o discuție tet-a-tet acolo. Al-Sisi e supărat pe Erdogan, pentru că Erdogan a susținut Frăția Musulmană. Iar Frăția Musulmană a fost nominalizată ca organizație teroristă de către țările din Golf. Apropo de Erdogan, mi-a venit o întrebare acum, poate îmi răspundeți după pauză, pentru că intrăm în publicitate. Dom'le, Grecia e o țară mai mică decât România. Vreau să știu și eu cât de bine stau din punct de vedere militar față de noi, dar nu îmi răspundeți acum, răspundeți-mi după pauză, ca totuși să înțeleagă oamenii... Fac și o altă întrebare. Da. Să înțeleagă oamenii cât de responsabili au fost politicienii români din acest punct de vedere. Mai avem niște subiecte interesante, foarte interesante. Vorbim despre un personaj care este foarte vânat de serviciile secrete ruse, un rus care îi ajută pe alți ruși de rang înalt să dezerteze. În acest moment o poveste interesantă al acestui Vladimir Osechkin. Revenim cu detalii imediat. Avem câteva informații importante acum despre banii pe care îi câștigă SUA de pe urma vânzărilor militare în această perioadă. Avem un scenariu interesant făcut de doi universitari francezi, Cyril Brett și Florent Parmentier, despre finalul războiului din Ucraina și alte informații foarte, foarte, foarte interesante. Bun, panică la Moscova, panțurul pe clădiri, poate mă lămuriți de ce și-au pus rușii aceste sisteme de apărare antiaeriană pe clădirile din Moscova. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat.